A lăsat Italia și s-a despărțit de iubita sa doar ca să facă serviciul militar în Moldova. Deși pare greu de crezut, moldoveanul în vârstă de 18 ani s-a înrolat benevol în armată și acum se gândește să rămână aici ca să fie genist. Tânărul originar din Ștefan Vodă locuia de 2 ani în peninsulă împreună cu mama sa și lucra bucătar. Dar când a venit rândul semenilor săi să se înroleze, nu a stat pe gânduri și a revenit în Moldova. Adio Italia, țară frumoasă, ești minunată, dar nu ești a mea. Ca să simtă din plin viața unui militar, dar și să aibă conștiința împăcată față de țară, Alexei Bodolan a trebuit să renunțe la traiul comod din Italia și la iubita sa pe care o avea acolo. Colegii din unitate îi cunosc deja povestea, așa că i-au pus și o poreclă, cea o Vanessa. Însă Alexei spune că nu îl deranjează. Nu se ne-a ajuns pe dar nu se ne-a ajuns, da? Că de azi este. Долгая история. Она никогда же приехала в армию, я хотел в армию. Потом я не хотел, она потом хотела. Потом я сказал, давай сделаем так, сделаем паузу. У нас пауза длится 7 месяцев. Deși spune că Vanessa are acum un alt iubit, Alexei susține că nu regretă că a ales armata. Mai mult afirmă că deocamdată nu își dorește o nouă relație, pentru că fetele l-ar distrage de la serviciu militar. Pentru că dacă se vede o девушка пришла, так я захочу домой. Здесь же армия. Здесь нет девушек. Astfel, deja de 7 luni, Alexei își începe diminețile cu ceea ce detestă mai mult, deșteptarea. Totuși spune că îi place la armată. Мне нравится служить, я, наверное, по контракту останусь. Не как раньше говорят, что вот здесь такая, здесь такие солдаты, что здесь бьют, дерутся, это неправда. Acum Alexei își amintește cu umor de decizia care i-a schimbat viața. El spune că și-a dorit întotdeauna să facă armata, dar s-a hotărât în ultima clipă. Мы с другом посоветовались, я его хотел провести. 26 апреля в 7 часов утра мы пошли в военкомат. Чтобы провести, чтобы я его провел. И не хватало одного места. Кто хочет идти? Я хочу идти. În unitate, Alexei învață să fie genist și spune că îi place această meserie. Adio Italia. Pasionat de bombe, Alexei nu vrea nici în ruptul capului să revină la meseria de bucătar pe care a practicat-o până la armată și nu se lasă convins să gătească pentru colegii săi. Мне командир бригады хочет уже второй месяц запихать в контину, но я не иду. Pe lângă dezamorsarea grenadelor, soldatul spune că îi mai place să treacă din Kalashnikov, dar și luptele corp la corp. Cât despre pasiuni, adoră să cânte, în special în italiană. Alexei încă nu a decis dacă va rămâne Moldova sau se va întoarce în Italia la familia sa. Totuși spune că, în caz de pericol, își va apăra țara. Nu i-a dat jurământ, ca căferiță. Am jurat patrie. După 7 luni petrecute în casarmă, Alexei spune totuși că este dor de casă. Așteaptă cu nerăbdare zilele libere în care va putea să se vadă cu mama sa, iar până atunci încearcă să vorbească cu ea la telefon. Și pentru că astăzi nu i-a răspuns, i-a transmis un mesaj. Ciao, mamă, sunt bine. Te amo, te penso. Ciao.